Această reședință este dată președintelui pentru activitatea sa, înseamnă poate să organizezi cu metrii, cu alți președinți, altor state. Înțelegeți? Dar aici cu metrii au alt statut. Iarăși, e o noutate pentru noi. În gene, cred că pentru Europa, când au auzit așa ceva, s-au gândit, Doamne, pe cine vrem să luăm noi alături de noi? Cum? Șeful statului să organizeze la reședința de stat cu metrie copilului său. Se demonstrează ce e în capul acestui om. Că el, ca Stalin, consideră, dacă el e președinte, lui îți permite totul. Iată de ce el trebuie suspendat în funcție, liberat cât mai repede. Iată unde trebuie referendum. Nu Dimitră Dorin Chertoacă. Nu în puterniciri. El ne-a văd în puterniciri județ ce face el, ce decrete emite și ce comitrii organizează. Da, până să mai aibă în puterniciri pe care are Putin. Rămâne Putin urma lui. Peste mări și oceane. O zi bună.